Da, doamnă, înțeleg că v-au examinat sesizarea și Comisia Electorală Raională și cea din sat. Da, Comisia Electorală Raională a examinat sesizarea mea încă la 27 octombrie. Tocmai astăzi mi-au expediat-o în format fizic, asta, pe poșta fizică. Și deci Comisia Raională admite să ia act de sesizare înregistrată la data cutare și se obligă, punctul 2, se obligă CC1, burlacul, să examineze sesizarea mea conform prevederilor codului electoral și a codului administrativ. Tot astăzi, la data de 31 octombrie, primesc o hotărâre, mi-o mânează, o hotărâre cu privire la examinarea sesizării concurentului Rotaru Tamara, cu numărul 19, prin care spun, indică, hotărăște. Deși eu am făcut o plângere pentru că ei mi-au oferit o notă informativă, fără... Nu avea nici ștampilă, nici... Acum văd că a apărut ștampila. Deci, hotărăște. Cum că, așa scriu, se recomandă adresarea la organele ierarhic superioare și la organele de urmărire penală, deoarece nu pot întreprinde măsuri, nu pot întreprinde măsuri că nu corespund atribuțiilor organului electoral. Dar Inspectoratul de Poliție Cahul tot astăzi mi-a trimis un răspuns prin care se confirmă că a fost precăutat amplu materialul, toate aspectele, și au fost audiat cetățeanul Munteanu Mihai și martorii care au declarat, au confirmat că, într-adevăr, la data de 20.10.2023, au luat câțiva saci deja cu ce au fost și vor stabili organele de drept. Dar se confirmă că au fost luați. Astfel, primarul a folosit și resursele umane, pentru că Banu Vasea este calitate de persoană care îngrijește, deci, persoană de serviciu. Deci, ce vrei, mata, dacă sunt rude pe tot locul? Da, până la urmă, deciziile astea ale organelor electorale pot fi contestate și în instanță, nu? Pot fi contestate, dar eu astăzi am pus o contestație la CEC 2. La Comisia Pentru că Electorală Centrală, chiar națională, da, la Chișinău. raională, poate mâine am să depun și A, la CEC de cea... nivel 2. Da, CEC de nivelul 2. Și deci eu am comunicat că, da, așa, să fie anulată hotărârea CEC 1, cu obligarea repetată să examineze plângerea mea din prisma codului electoral și aplicarea sancțiunilor legale. Deși CEC-ul raional face trimitere clară să fie precăutată plângerea mea conform prevederilor codului electoral și codului administrativ. Eu nu știu ce cod au examinat, ce cod au analizat, au folosit în cazul dat, eu n-am idee. Dar apropo, despre rude, puteau să se abțină pentru că în componența Comisiei Electorale de nivelul 1 sunt rude acolo de ale primarului, directe, rude de sânge. Se abțină de la vot. Eu Ca nu să nu știu fie cum. în conflict de interese. Eu nu știu cum au votat, Păi pentru că eu n-am. asta trebuie sesizat și la Comisia Electorală Centrală sau Raională de nivelul 2, faptul că una dintre persoane e în conflict de interese. Poate că votul acelei persoane a fost decisiv. Sau nu scrie cu câte voturi s-a adoptat decizia Consiliului Burlacu. Absolut nimic nu este indicat. Nu. Pentru că, vă spun, prima dată mi-au trimis o referință, mi-au dat o referință, după care eu și-am mai sunat astăzi iar din nou și mi-au dat alte hotărâri, dar eu hotărâri simple le-am trimis, vă rog să le publicați, cred că cam așa e, pentru că astăzi când am mers la Cahul, am consultat doi avocați și ei indignați, zici că de la noi la Cahul încă o mai ceva, corupere, plată, deci eu da, apropo, eu le-am zis, dacă așa nu văd ilegalitate, atunci să nu mai să lase primarul sau candidații să nu mai declare, să nu mai îndeplinească o declarație, pentru că și eu am îndeplinit o declarație, inclusiv și primarul a declarat propria răspundere, că el este degrevat și el nu va folosi și nu se va implica. Atunci lasă-l ies așa tot cu ștampila în mână
Ce să stai la primărie, primesc sub formă de degrevare. Păi dar cum atunci noi să facem o schimbare? Să vină atunci să voteze. Ori să lese așa ca să emită decizii din asta care au cumpărat câteva mese, câteva scaune, sau cu câțiva bani a fost furat sonda și nici nu știm, sau dacă este pompă acolo și lumea este fără apă. Nu câțiva bani, dar câteva milioane. Nu, acolo sunt mii, adică aproape milionul, da. Sute de mii, da. Da, și iată se spune că sătenii n-au dorit să plătească, dar de ce? Iar dacă n-au dorit sătenii să plătească, putea să cheme, să iasă comisia la fața locului, comisia administrativă, chemăm sătenii. Apropo, iarăși am vorbit cu avocații, chiar în moment că s-a stabilit că sonda nu mai funcționează, trebuiau să fie adunați orarea acestei sonde. Că după să iasă la fața locului, să cheme cetățenii care n-au vrut să plătească, dar așa repede s-a invocat, cetățenii n-au vrut să plătească, s-au spălat pe mâini și gata, nu se găsește nici cablu electric, nici... Eu așa și m-au sfătuit, așa și m-au consultat avocații. Apropo, și la data de 18 au mers la Chișinău cu secretara și secretara spune că nu a prezentat ordin de plasare, adică cheltuieli de plasare, dar primarul emite ca dispoziție de delegare. Cum asta? Dar Ia cine a pleacă. mers la Chișinău, mata sau primarul? Nu, secretara Consiliului a plecat la Chișinău cu cheițele electronice, cu semnătura electronică a unor consilieri. În acest sens, primarul a emis o delegație, un ordin de delegare, pentru că merge la Chișinău, Om puternicit-o este. pe ea, în numele primăriei să facă asta. Da, pentru că aceasta este și în atribuțiile ei. Oricum, ea trebuia să suporte de la Burlacu până la Chișinău, drumul este câte 120 într-o parte, deci dus întors, Cheltuieli 240 de transport, plus de drum, deplasare. da. Ia acest. De ce șmecher fac? Pentru că ei sunt foarte, foarte șmecheri. În acea zi de 18 august, au fost și la Chișinău cu mașina primarului. El a dus-o. Vă dați seama câte cheltuieli s-au consumat De cu ce mai mașina? delegat-o dacă s-a dus el? Putea el să ducă cu cheițele alea și să rămână secretara în primărie. Nu, aici este vorba despre cheițele electronice de care responsabil este secretara. Și atunci nu Dar ea avea este. nevoie de delegare. Păi, da, se deleagă. Este nevoie de delegație. Ea se Dar de ce duce. s-a dus dar și primarul? Dar s-a dus și primarul, vă dați seama. Ca Și tot șofer chemi. personal al secretarei. Și o duce, o iei de acasă, o duce înapoi acasă. Cu mașina Asta e. primăriei, plătită din bani publici. Mașina primăriei, da. Și lumea spune, că o stea ca să vedeți că da, lumea e mulțumită de primar. Păi bine, dacă e mulțumit, mai votați tot așa. Mai votați cum au făcut reparația în primărie și acum ea o îmbracă cu mobilă și cu tapete cele sănătoase, că am să postez acum. Păi, știți cum, eu deja nu mă mai uimesc. Absolut nimic nu mă mai uimește. 16 ani am fost prin sat, niște străzi care, Doamne, strădele, cu glod, nu cu glod, adică dacă plouă, că au trecut acum tractorul ăsta, greiderul, dar dacă plouă, de acolo nu ieși cu, ei, dar ce să facem dacă am ajuns până acum, de acolo undeala să ne ducem. Păi toamna și primăvara e glod, uneori și iarna, că iernile sunt tot mai calde și vara e colb. Și iară e rău. Bine, eu vă mulțumesc mult. Eu am să mai postez încă în grup ilegalitățile, chiar le-am depistat și la. Apropo, meșterii ce mai fac? Tot din auzite, ustensilele le mai dau pe un pachet două de țigări în sat. Pentru că ei au venit cu absolut tot, inclusiv și tăietoare de astea sau cuțite de tăiet tapetele, Dar sunt tot absolut. instrumentele lor și fac ce vor cu ele. Da? Dar păi din banii publici, din banii ăștia putem Dar să iei zici că au pavan. venit cu ele, că au venit cu toate, cu orice. Păi ele sunt înscrise în divizul de cheltuieli. Ah, am înțeles. Deci ele ar trebui să rămână la primărie dacă nu sunt din astea de o unică folosință. Care e soarta lor mai departe, dar inclusiv este scris acolo și material ca să ștergi tapetele. Și ei aveau în gât niște material, niște haine de plăsăcă în hân. Nu. Cum? Dar pe lumea să înțeleagă de ce au luat ei banii ăștia, de ce au adus banii ăștia în primărie. Au pus tapete, au pus coler frumos, o legă acolo, au pus pe pereți și ea.
ca după să pună pe o perete întreg, mobila perete, stegă, cum îi spune în limba rusă, în cabinet la secretar, alte dulapuri. La Deci ce? peretele La... celălalt zici că nu era nevoie de tapet, dacă oricum au pus mobilă la peretele celălalt, da? Sigur, dar și asta nu e sigur cabinet. Și la cadastru, tot așa, acolo sunt, și la secret, și la contabil, tot așa, doar sunt dulapuri în care ele păstrează actele, mapele. Dar pe lumea asta se înțeleagă. Și ați văzut un băiat cum se urcă cu greu, nu este nici rampă, nici nu este scris, nici măcar în descrierea proiectului așa ceva nu este scris. Atunci cum, la cine se gândește primarul? Cum și chiar să mai implică, fiind degrevat, el se implică și la chestia asta, dar nu se implică să iei o scânduri de colo, eu să vă trimit un video, o scânduri de la planton. Apropo, spune cineva, zici că da, uitați-vă și oală ruptă este acolo pe la mărgini și curge podul. Nu, el nu a făcut acoperiș, nu a pus tapete. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.